Ioan, capitolul 17, voi citi câteva versete de la versetul 16 în jos. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. În această lume, în această lună, vorbim despre biserică și despre lume. Cine suntem noi? Cine este lumea? Cine este biserica? Și vreau să pun o întrebare în această seară. Ești dumneata din biserică sau ești din lume? Ești dumneata din biserică sau ești din lume? Dacă sunteți din biserică, unde ați fost vineri, sâmbătă, luni, marți, miercuri, joi? Unde ați fost azi dimineață? Dacă sunteți din biserică, unde ați fost? Dacă sunteți din lume, este un cuvânt care vrea să vă sfințească și care vrea să vă înnoiască. Și vrea să vă aducă pe calea lui Dumnezeu, pentru că așa ceva nu se poate. M-am coborât și v-am cercetat și v-am văzut inimile. Și nu sunt de partea mea, zice Domnul. Și mă voi judeca cu poporul acesta în curând. Pentru că ați devenit nepăsători. Amin.